te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să... Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața! Iată-ne într-o nouă joi cu aceleași lucruri pe care le facem joia, de obicei. Deci apare Mesagerul de Neamț și peste câteva minute intrăm în direct cu invitatul de joi. Dacă este joi, este doctorul Liviu Harbuz. Dar până la a intra în direct cu domnul Liviu Harbuz, să vă plictisesc un pic cu Mesagerul de astăzi. Pe prima pagină veți putea citi, veți putea vedea așa deocamdată. De citit, citiți după ce faceți dumneavoastră gestul acela binecuvântat de a da 2 lei pe ziar. Prima pagină, materialul de deschidere, PSD, un partid numit Arsene. N-aș vrea să vă devoalez foarte multe lucruri din material. Pot să vă spun doar așa câteva subtitluri. De unde vine puterea lui Arsene? Cine nu-l iubește pe Arsene în partid? Sau pe Ionel în partid? O reacție a acestuia când i s-a solicitat o întâlnire cu parlamentarii PSD? Ce să vorbesc eu cu voi? Cine ar încerca să-l dărâme din interior pe Arsene? Diversiunea Vlad Marcoș sau omul nepotrivit în locul potrivit? Și ultimul subtitlu, cât mai rezistă Arsene. Alte câteva titluri, facem același gest de reverență în fața performerilor din învățământul nemțean, 3 șefi de promoție la Colegiul Național Roman Vodă, un băiat și 2 fete, de excepție. Puteți citi despre ei în 2 pagini dedicate de noi în ziar. În rest, cartierul unde speranța moare ultima, adică cartierul Speranța, continuăm periplul nostru prin zonele mai puțin frumoase ale orașului. Muzeul de istorie în șantier, până acum s-a făcut doar cosmetizare. Avem și sport, avem și alte lucruri, nu uitați, avem și bancuri și horoscop. Pentru că vorbeam despre bancuri și horoscop și despre zonele mai puțin plăcute ale orașului, ajungem la știrea zilei de ieri. Știrea zilei de ieri vine de la Înalta Curte de Casație și Justiție și se referă la o mare dilemă liberală. A avea sau nu a avea candidat pe domnul Chitic. Pentru că, potrivit statutului partidului, dacă ești condamnat într-o primă instanță, practic ar fi trebuit să nu mai fi membru de partid. S-a sperat foarte tare ca la Înalta Curte judecătorii să accepte acea cerere, capăt de cerere, nu știu cum să-i spun, că nu mă pricep, că n-am făcut încă dreptul, prin care să fie declarat necompetent completul de judecată de la Bacău, care a judecat cazul în prima instanță. Judecătorii de la Înalta Curte nu au ținut cont de această cerere și au dat termen pentru administrarea de probe undeva luna viitoare și începe rejudecarea pe fond sau judecarea pe fond a procesului în septembrie, primul termen pe fond. Ceea ce înseamnă că dacă în septembrie, 11 sau 19 septembrie, domnul Chitic are termen, pe statutul partidului avem această dilemă. Se merge cu el în campanie, ținându-se cont de faptul că cei din PNL spun că are cele mai multe șanse, sau nu, se respectă statutul și nu se merge cu el, se caută un alt candidat. Este o dilemă asupra căreia vom reveni cel puțin în numărul viitor din ziar, când vom face o analiză pe acest subiect, referitor și la situația de la Roman, unde probabil că foarte curând vom avea o decizie a prefecturii în legătură cu finalizarea mandatului domnului Micu înainte de termen sau nu. Acestea fiind spuse, vreau să vă anunț că știrea zilei de astăzi este că avem parcă examen de bacalaureat. Avem bacalaureat astăzi? Să-mi spună cineva.
Nu îmi spune nimeni, nu îmi spune nimeni în emisiune, dar zilele trecute am putut vedea care sunt rezultatele la evaluarea națională, clasa 8-a, înainte de contestații. Contestații sunt foarte puține, deci rezultate diferite cu mult nu vom avea. Și am hotărât astăzi să discutăm în emisiune împreună cu domnul dr. Liviu Harbuz despre educație, pornind de la acest examen și de la bacalaureatul care se desfășoară, și eu spun că dacă educație nu e, ce anume mai avem? Bună dimineața, domnul doctor! Bună dimineața, bine v-am găsit! Mă bucur că vă revăd în emisiune. Dacă educație nu e făcută așa cum trebuie, ce ne mai rămâne, domnul doctor? Păi dacă îl cităm pe, sau îl parafrazăm pe Marin Preda, dacă educație nu e, nimic nu e. Pentru că mereu stabilim ca educația și sănătatea fiind domeniile principale, acele priorități pe care și le dorește orice guvernare, orice formațiune politică. Din păcate, în ultimii 10 ani am avut două pacturi pentru educație. Avem pactul pentru educație din 2008, care a fost creația administrației prezidențiale a domnului Băsescu, și avem România Educată, un alt pact, să spunem, pentru educație, un alt program al domnului președinte Iohannis. Două pacturi, două proiecte, două strategii care nu s-au finalizat în niciun fel. Avem și o lege anul acesta, o modificare la o lege a învățământului, pentru că legea numărul 1 a învățământului a tot fost modificată și amendată, prin care se dorește o reformă a învățământului românesc. Toți miniștrii învățământului pe care am avut în România au venit cu câte o reformă. Dar până la urmă nimic nu a fost finalizat și s-a demonstrat până la urmă că nu suntem în stare să avem programe și proiecte sustenabile atunci când vorbim de învățământ. Aici probabil și pe fondul sărăciei, după cum bine știți, așa cum Uniunea Europeană ne-a arătat de foarte multe ori, pentru că noi nu mai suntem în stare să facem statistică la nivel național, 5 din 10 copii în zona rurală trăiesc într-o sărăcie lucie. Domnul doctor, spuneați de două programe naționale, doi președinți, hai să spunem ambii de dreapta, ne spun că avem probleme cu învățământul. Din 2008. Nu este ciudat? Îmi cer scuze, nu ei ne-au spus. Ei au venit, cel puțin primul pact, cel din 2008, era vorba despre responsabilității României care decurgeau din tratatul agenda de la Lisabona. Ne-au spus alții, ne-au impus alții, noi ne-am făcut că rezolvăm problema, dar ea a rămas nerezolvat. Deci de atâta timp avem această problemă, o știm și noi, presa națională, locală a ridicat această problemă de N ori. Chiar suntem atât de inconștienți să nu ne dăm seama că fără învățământ nu se poate? Deci atâta inconștiență există la nivelul clasei politice și nu numai, pentru că ar trebui să existe instituții care să vegheze. Acum vorbesc, nu știu, de la Academia Română până la servicii secrete. Alo? Alo? Mai auziți, domnul Bălănescu? Se pare că s-a întâmplat o problemă. Da, pe... din păcate eu nu vă mai aud. Cred că dacă va trebui nu mă înșel, așa să refacem legătura. Vom face ca de obicei o legătură telefonică cu domnul Bălănescu și revenim fără niciun fel de alte probleme. Dacă reușim, dacă nu reușim, asta e, se mai întâmplă. Alo? Acum vă auzim, nu știu dacă vă vedem. Asta e, se mai întâmplă cu transmisiunile acestea la distanță. V-am rugat frumos să nu mai pronunțați cuvântul servicii secrete, pentru că în acel moment am rupt legătura.
Bine, o să țin cont de asta, domnul doctor. Deci revin cu fraza. De la cel mai înalt nivel, de la instituții eu, precum... Eu v-am auzit. V-am auzit foarte bine. Vreau să vă spun că dumneavoastră încercați să departajați deciziile politice de analizele și strategiile administrative. Din păcate, în România, administrația este politizată până la cel mai mic nivel. Acesta este și efectul negativ pe care îl are politizarea asupra administrației publice, centrale și locale. Pentru că aici vorbim despre instituții, despre un minister al educației, vorbim despre inspectorate, vorbim despre instituții care lucrează sub coordonarea acestor inspectorate, vorbim despre școli, despre directori de școli. Gândiți-vă, e vreun loc, casa corpului didactic, un alt punct care mereu a fost politizat. Este vreo poziție din ceea ce v-am prezentat eu care să nu fie politizată? Nu. Nu există. Din păcate, nici măcar nu există o politică coerentă, pentru că dacă ar exista o politică coerentă, probabil că cei care ocupă aceste funcții ar încerca să implementeze o politică coerentă și unitară la nivel național, ceea ce nu se întâmplă, din păcate. Toată lumea, toate aceste persoane care ocupă aceste funcții primesc comenzi politice, execută comenzi politice, dar din păcate nu în interesul copiilor și a părinților. Am trecut în ultimele 4 luni printr-o mare provocare. A fost provocarea în care s-a derulat învățământul online. Vorbeam despre învățământul online, vorbeam despre accesul copiilor la învățământul online, dar după ce s-a terminat și această perioadă și până la urmă s-a luat decizia de a închide anul școlar cu notele existente, ne-am dat seama că foarte mulți copii din România, în mare parte, în majoritate, aș putea spune, din mediul rural, nu au avut acces la infrastructura învățământului online. Și aici vorbesc despre hardware, despre software, și mai ales de către rețele de comunicare, de Wi-Fi și de internet, accesul la internet, care, deși în România internetul are o viteză foarte mare, are o răspândire mare, nu a reușit să ofere o șansă egală copiilor. Vorbim despre incluziune socială, vorbim despre șansă egală la învățământ, acces necondiționat pentru toți copiii. Iată că din nou am constatat că această echitate socială nu există în România. Domnul doctor, o întrebare. Ați văzut care sunt statisticile după evaluarea națională? Apropo de ce spuneați dumneavoastră, peste 40% dintre copiii din mediul rural nu au reușit să ia nota 5 la matematică. Vă voi contrazice, peste 46%, deci aproape de 50% din copiii din mediul rural nu au luat notă de trecere la matematică. Vă dați seama ce tragedie este aceasta? Da, este într-adevăr o tragedie, dar cui pasă despre asta? Eu v-aș mai spune altceva. Deci dacă studiați atent, o să vedeți că pentru acest examen, adică cei care au dat examen, acum 8 ani au fost înscriși 175.463 de copii în clasa pregătitoare, deci în clasa 1-a. Au absolvit doar 155.000. Unde sunt cei 20.550 diferența? Unde au dispărut acești copii? Unde îi avem în statistici? Sunt ei plecați cu părinții în alte țări, sunt plecați cu părinții care sunt la muncă în străinătate. A intervenit abandonul școlar. Aș vrea să știu și eu cum este structurată această cifră de 20.500 de copii care au dispărut practic din datele și evidențele pe care le avem. N-au existat. Ce se întâmplă? Se creează norme didactice false, nu se raportează copiii care nu vin la școală. Deci lucrurile astea ar trebui pentru o transparență cât mai exactă prezentate marelui public. Pentru că toate aceste date vin să
structureze o idee, o abordare a părinților. A părinților, că tot vorbim de părinți, se pare că interesul părinților pentru educația copiilor în zona rurală scade pe zi ce trece. A apărut în ultima perioadă, știți, și acea dezbatere apropo de educația sanitară sau educația sexuală și s-a constatat că părinții chiar nu sunt interesați, mai ales în zona rurală. România se află pe primul loc în Europa la minore care nasc și care până la 18 ani nasc de 2 sau de 3 ori, iar nici măcar 50%. Ce preocupă clasa politică? Numai și numai lupte sterile politice care nu duc la nimic bun. Domnul doctor, eu încerc să spun de ani de zile că tot ceea ce ține de educație se bazează pe minciuni instituționalizate și pe complicități. De exemplu, în Constituția României scrie undeva, dacă nu mă înșel, chiar în, așa pe la începutul Constituției, că învățământul în România este gratuit și obligatoriu până la un anumit nivel. Și garantat. Și garantat. Dacă suntem cinstiți noi cu toții, știm foarte bine că învățământul nu este deloc gratuit pentru părinți. Pentru că părinții trebuie să pună de la parchet perdele, să cumpere retroproiectoare, videoproiectoare, bănci, catedre, cretă, tablă, etc. Deci asta este prima minciună. După aceea, avem acea relație care poate fi sănătoasă într-o societate normală. Într-o societate anormală, ca asta în care trăim noi, este total nesănătoasă, în care avem cercul acela vicios între administrația locală și directorul de școală, care nu poate fi numit, că așa ai făcut concursul, fără ca să fie și cineva de la primărie să-și dea acordul. Și avem următoarea situație. Primăria, primarul în special, este interesat să aibă cât mai mulți asistați sociali, care înseamnă voturi în campanie. Pentru asta, el face tot ce poate ca să-i încurajeze pe acești asistați sociali. Acești asistați sociali au de obicei copii mulți. Acei copii primesc alocație de la stat cu o condiție: să frecventeze cursurile, să nu fie absenți la cursuri. Parte din cei 20.000 de care aminteați dumneavoastră sunt acești copii care în acte sunt înscriși la școală, se duc o dată sau de două ori pe trimestru, unii chiar niciodată, și părinților încasează alocația pentru creșterea copiilor, care acum se și dublează, da? Nu se va dubla, va crește. Va crește. Să nu exagerăm, da, așa este. Ei, aici este o problemă. Directorul de școală încurajează profesorii, sau chiar îi obligă de multe ori, să nu-i pună absenți pe acei copii, ba chiar să și treacă clasa, profesorii ascultă aceste directive, primarul este bucuros și ajungem în clasa 8-a, în care observăm că la școli, și am exemple, la școli în care erau teoretic copii 16-20 în clasă, la examen ajung 7-8. Ceilalți, în ultimul an, sunt lăsați repetenți. Deci este o complicitate și o minciună de sus până jos. Asta este părerea mea, nu știu care este părerea dumneavoastră. Absolut, e foarte clar, pentru că aceste date nu ne sunt prezentate, ele se deduc din cifrele raportate, pentru că nimeni n-a ieșit să spună, avem 20.500 de copii care au dispărut pe parcurs din sistem. Unde sunt ei? Dar probabil că toate aceste lucruri, ca și faptul că avem din ce în ce mai mult fenomenul CES, cerințe de educație specială, care la fel nu sunt raportate așa cum există ele în realitate. Copiii au grave tulburări de atenție, au grave tulburări de memorie,
Învățământul este aiurea bazat pe memorie. Copiii sunt bombardați cu informații de multe ori inutile. Și aici nu vorbim de copii cu probleme, și acolo există mari disfuncționalități. Copiii cu autism care sunt eliminați de multe ori de către școală, de către societate, ceea ce este o crimă. Copiii care au probleme, au anumite dizabilități, la fel. Vorbim despre echitate socială, vorbim despre incluziune socială în fiecare zi. Gândiți-vă totuși că am avut sute de milioane și miliarde în programele europene, POSDRU, POCU, aceste programe care ne-au oferit posibilitatea de a crește calitatea resursei umane. Dar, din păcate, ce s-a întâmplat? Iată, dacă urmărim acum rezultatele acestor implementării programelor, o să observăm că nu există nicio sustenabilitate. Banii s-au cheltuit doar și doar pentru a raporta și pentru a mai cheltui niște bani europeni, fără a asigura ceea ce se cheamă sustenabilitate, de care avem obligatoriu nevoie. Da, revenind la examenul de capacitate, practic, elevii n-au dat examen din perioada aceea a materiei predată, cu ghilimele sau fără ghilimele, online. Ei au primit examen din partea materiei care a fost redată în modul clasic. Nu există diferențe majore între anul acesta și anul trecut. Procentele, o să vedem și după contestații, vor fi puțin mai mari anul acesta pentru că a fost materie mai puțină. Deci, da, au fost, rezultatele au fost într-o proporție de 19,8% mai bune decât anul trecut. Dar am să vă contrazic și am să vă spun, da, aveți dreptate. Au dat din materia care s-a făcut la școală până a începe sistemul de învățământ online. Dar în perioada de învățământ online, nu uitați că elevii au avut, cei care au avut acces la ceea ce s-a chemat pregătirea pentru examen. Și foarte mulți copii nu au avut acces la acest sistem de pregătire, de meditații pentru examen, desigur, într-un sistem instituționalizat, nu vorbesc de un sistem privat. Acolo, într-adevăr, au avut acces. La sistemul privat, vă spun eu, sigur că au avut acces. Mulți dintre ei. Bun, și acum haideți să vedem. Care ar fi soluțiile? Păi, soluțiile ar fi, în primul rând, aș vrea să plec pe fond ce înseamnă sistemul de învățământ în România. În continuare, sistemul de învățământ în România se bazează pe ceea ce înseamnă memorie, nu se bazează absolut deloc pe ceea ce înseamnă un învățământ aplicat. De exemplu, există sistemul german care funcționează foarte bine, în care copiii primesc burse consistente, locuri de muncă sigure. Noi am făcut în România, am aprobat, am implementat sau încercăm să implementăm sistemul de învățământ dual. În Germania, în clasa a 5-a, lucrurile se despart. Există, adică filiera teoretică se desparte de cea tehnologică. Nu mai învață teorii abstracte. Încep să învețe elemente legate de aplicații practice. Apoi au, din clasa a 5 au un traseu practic tehnic. 70% dintre germani învață în școli profesionale care au în același timp, deci nu, la noi nu există un respect pentru meserie. Înainte de 89, din ce mi-aduceam eu aminte, maestru sau meșterul era respectat de inginer pentru că știa, din punct de vedere practic, mult mai multe lucruri. În momentul de față, aceste școli profesionale din Germania au cursuri de informatică, de matematică aplicată, de comunicare, de limbi străine și normal că acești absolvenți performează. Gândiți-vă, de exemplu, dacă am organizat o academie a instalatorilor sau o academie, asta s-a întâmplat în Polonia cu ani în urmă
Și acea academie a produs 60.000 de instalatori, din care 23.000 au plecat în Statele Unite. Iar în Statele Unite, practic, a devenit o exclusivitate a instalatorilor polonezi în această activitate. Deci putem organiza un sistem care să le dea un viitor, mai ales că după absolvirea acestor școli profesionale în Germania, ei au și garanția unui loc de muncă, au contracte foarte bune. Este exact pe principiul pe care marile universități de top din lume îți garantează un loc de muncă și un salariu mult peste medie. Cred că avem nevoie de a schimba, să schimbăm fundamental sistemul de învățământ. Avem nevoie de un învățământ aplicat. Ca să nu mai vorbim că tot în această emisiune noi am prezentat cam care sunt elementele de viitor în secolul tehnologiei. Vorbeam acolo despre balastul social, adică despre acei oameni care nu, acei copii care nu vor să învețe, care ulterior devin un balast social. Iar multe țări, cum ar fi mai ales țările asiatice, Japonia, Coreea de Sud, sunt țări care încep să se concentreze doar pe elite, să creeze elite și să ducă acest balast social în zona în care, mai devreme spuneați dumneavoastră, primesc asistență socială, sunt asistat social și primesc ajutor social. Și revenim la acel venit universal de exact. Bază, exact. Care îi va ține acasă, vor avea politicieni, dacă vor mai exista, că din aceste analize rezultă că nici politicienii nu vor mai exista, pentru că marele companii vor conduce lumea. Exact, de fapt, ce se întâmplă în România, gândiți-vă că economia României este bazată doar pe structura multinaționalelor care sunt, mâine nu sunt, dar care controlează întreaga economie. Aceasta este tendința și în țările super dezvoltate. În Statele Unite acum deja se implementează acest venit universal, în Anglia la fel, în Cehia s-a implementat. Vor fi asistații sociali care până acum țineau de politici de stânga. Iată că ceea ce a însemnat capitalism, de fapt, cred că asistăm la o eră în care capitalismul este practic inutil și va dispărea în foarte puțin timp. Deci pericolul mare, acum dacă tot am intrat în domeniul acesta, este nu numai să dispară capitalismul. Deci acum, practic, se fac nu numai pregătiri. Deci se reașează ordinea. Deci avem o nouă ordine mondială, se reașează economic și social. Iar dacă noi nu vom avea copii pregătiți pentru secolul tehnologiei, pentru secolul 21, vom avea mari probleme. Și e păcat, pentru că dacă facem câteva analize, o să vedem că avem copii foarte bine pregătiți, mai ales pe zona de IT. Este bine să-i încurajăm, este bine să-i organizăm, este bine să-i instituționalizăm. Mă gândeam la sistemul, cred că am mai spus în emisiunea dumneavoastră, avem nevoie de campusuri școlare. Lucrurile s-ar derula mult mai ușor. Gândiți-vă că într-o zonă în care, într-un orășel sau chiar și într-o comună mare, se poate face un campus școlar care să acopere 15-20 de comuni. Corect. În care copiii să vină, să fie securizați, să primească o masă caldă, să primească educație, să aibă și sistemul after school, adică să fie într-o permanentă supraveghere, să socializeze, să interacționeze cu cadrele didactice. Noi nu mai avem acea chimie, acea interacțiune între cadrele didactice și copii. Din păcate, cadrele didactice fac eforturi majore pentru mai ales cei care s-au confruntat și cu sistemul de învățământ foarte eficient, altfel dinainte de 89. Dar lucrurile s-a schimbat paradigma, trebuie să ținem cont că multe lucruri se schimbă, sunt într-o anumită dinamică, iar noi trebuie să stimulăm și cadrele didactice și elevii pentru a avea un învățământ performant. Ei trebuie motivați.
Iar un cadru didactic, să știți că nu întotdeauna este motivat de partea financiară. Profesorii, în marea lor majoritate, sunt motivați de satisfacțiile profesionale. Ei își doresc să aibă copii educați. Aici intervine și al treilea element, părinții. Părinții care în această epocă a vitezei amețitoare, care sunt poate și 12 ore pe zi la muncă, asta în cel mai fericit caz când se întorc acasă, nu mai vorbesc de numărul imens de părinți care au plecat să lucreze în străinătate și care nu și-au abandonat copiii. Poate n-au avut de ales, dar i-au lăsat pe mâna bunicilor. Gândiți-vă, oricât de bine intenționat ar fi un bunic, cum poate un bunic să ajute un elev de clasa 5, a 6, a 7, a 8, având în vedere cât a evoluat programa școlară, cât a evoluat sistemul de comunicare, sistemul tehnologic? Credeți că bunicii din comunele din Neamț, a celor copii a căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, au reușit să-i ajute, să-i sprijine atunci când vorbim de învățământul online? În toate aceste situații, dacă ele ar fi identificate, statul are o mare datorie de a practica ceea ce se cheamă politica de incluziune. Domnul doctor, eu sunt de acord că trebuie făcute campusuri școlare, dar nu e suficient să faci campusul școlar, să-i aduci pe copii să aibă o masă caldă, să aibă o posibilitate de a socializa. Trebuie să ai o politică coerentă vis-a-vis de aceste campusuri școlare, să ai programe în aceste campusuri școlare. Așa cum ați amintit de Academia Instalatorilor în Polonia. Așa, la noi prima reacție va fi să râdă lumea. Adică cum, facem noi Academie de Instalatori? Dar ce suntem noi? Ei, nu. Deci trebuie să ai niște programe și niște proiecte. Pentru că oamenii nu sunt informați. Un instalator, vorbesc despre absolvenția acestei școli, pentru că e un anumit nivel, e Academia de Instalatori, dar să ne închipuim că erau niște muncitori necalificați, nu, tocmai erau super calificați, iar salariile lor erau duble decât ale profesorilor, a doctorilor, ele sunt duble și astăzi în Statele Unite, în Olanda, în Belgia. Deci am putea realiza profesii, stimula profesii care, într-adevăr, sunt cerute de piața muncii, pentru că în învățământ trebuie să fie aplicat și coordonat de către ceea ce se cere din piața muncii. Dacă nu avem această sincronizare între învățământ și piața muncii, înseamnă că restul este o poveste. Absolut. Îmi aduc aminte acum de ce spuneați de instalator cu salarii duble. Poate ar trebui să aruncăm un ochi în statul de plată de la Apaser, de exemplu, unde nu vin instalatori să lucreze pentru că au salarii foarte mici, spre deosebire de alții care stau în birouri și au salarii extrem de mari. Și ne plângem că avem pierderi pe parcurs, după cum sunt zone în județ în care celebrul bypass de pe conducta principală care să ocolească aparatele de măsură de consum a apei, apometrele, sunt la ordinea zilei, sunt realizate de instalatori, hai să le spunem, mai profesioniști decât cei de la Apaser, dacă nu chiar de instalatorii de la Apaser. Același lucru se întâmplă și cu electricienii care falsifică sau eludează legea și fac tot felul de instalații artizanale care fură curent. Deci expresia consacrată în limba română contemporană, mătu fur curent. Se pare că există și la propriu, nu numai la figurat. Lucrurile astea se întâmplă pentru că statul nu are autoritate. Mă uitam și vreau să vă spun mai devreme, apropo de educația sanitară și educația sexuală în școli, părinții nu au încredere. Părinții sunt foarte suspicioși atunci când trebuie să semneze acordul pentru ca copiilor să participe la ore de educație sanitară. De ce? Pentru că nu au încredere în sistem. Uitați-vă ce se întâmplă în fiecare zi. Pierderea încrederii în guvernare, în sistem, în administrație, debusolează oamenii, îi duce la măsuri extreme. Ar trebui să avem o prevenție, statul ar trebui să facă prevenție pentru că aceste consecințe de multe ori sunt
ireparabile. Uitați-vă ce se întâmplă în Statele Unite, uitați-vă ce se întâmplă și în alte țări. Nu este doar o problemă a României. Dar România ar trebui să-și facă un sistem care să avantajeze România, nu un sistem care doar să mimeze calitatea de membru UE, calitatea de membru NATO. Nu, noi trebuie să ne câștigăm acest drept și pentru a avea un cuvânt de spus trebuie să fim foarte stabili, trebuie să fim foarte constanți și desigur să fim predictibili. Nu ne lipsește predictibilitatea în orice domeniu. Aici este marea problemă și atunci, ca să folosesc expresia aceea, se pare că sistemul fură curent în momentul în care vorbim de predictibilitate. Vă mulțumesc pentru încă o participare la această emisiune, domnul doctor. Vreau să mai fac o precizare. Dacă mai dați 10 secunde. Cât doriți dumneavoastră, domnul doctor. Nu, aș vrea să le urez succes copiilor care astăzi dau bacul și în mod special aș vrea să-i urez succes vicepreședintelui Consiliului Județean de la Vrancea care astăzi dă bacul. Da, bine. Vă mulțumesc. Nu, stați o secundă. Deci el dă bacul la 42 de ani. Da, dă bacul la 42 de ani, e foarte mândru de asta, îi urez succes. Asta este clasa politică de care nu avem nevoie. Haideți să mai facem o precizare. Dă bacul, după ce s-a pregătit 2 ani, pentru că liceul a terminat la 40, da? Și cursurile la 40, a făcut 2 ani pauză și acum dă bacul și va fi în mod sigur extrem de bine pregătit pentru viitor. Ba chiar vrea să dea și la facultate. Mă gândeam că poate din această experiență, eu nu vreau să-i judec trecutul pentru că nu am date, poate că a avut motive bine întemeiate să nu dea bacul până la această vârstă, poate se gândește la ceea ce înseamnă învățământ dual, la ceea ce înseamnă învățământ profesional, da, și la faptul că un om care are doar liceu și o școală profesională poate fi mai eficient și pentru societate, dar și pentru el, mai mult decât 100 de ingineri sau 100 de alți absolvenți de facultate. Domnul doctor, el s-a gândit la învățământul profesional dinainte, adică el a performat profesional în politică, fără a avea bacul. La învățământ dual se va gândi de acum, pentru că va merge și probabil va intra direct la Academia de Studii aceia speciale, ca să poate să aibă un CV adecvat. Vă rog să aveți grijă ce pronunțați. De studii speciale am spus, domnul doctor. De studii speciale am spus. Nu are nicio legătură cu servicii speciale. Deci studii speciale. Așa, aș vrea să mai precizez ceva. Domnul doctor Liviu Harbus și-a făcut debutul astăzi ca ziarist în Mesagerul de Neamț. A publicat un material, Camera unde s-a întâmplat, Memorii de la Casa Albă, o carte care efectiv bulversează America în aceste zile. Dacă nu care vă recomand. Avem și un link, vom prezenta linkul la această carte care de fapt este scrisă de fostul consilier pe probleme Bolton, fostul consilier pe probleme de securitate al președintelui Donald Trump. Și care spune multe lucruri și care ne introduce în acel subiect al posibile, adică nu, mai mult decât probabil noi ordini mondiale și ne arată cauzele pentru care se întâmplă acest lucru. Domnul doctor, vă doresc o zi bună, frumoasă și să ne vedem sănătoși la următoarele emisiuni. Vă mulțumesc, la revedere! La revedere! A fost domnul doctor Liviu Harbus, ca de obicei joia. Să sperăm că vom reuși să facem și în continuare emisiuni cu domnia sa. Ce să vă mai spun? Educația este, cum spuneam, un domeniu în care minciuna instituționalizată merge de sus până jos. Sau de jos până sus. Se minte, ne mințim unii pe alții, spunem că facem, că investim, se investește prostește, se investește în școli în care se știe foarte clar că nu va mai învăța nimeni peste 2-3 ani. De obicei, construcția începe la un an după depunerea proiectului sau 2 ani, când nu mai sunt deja copii în școlile respective. Investim în tot felul de lucruri aiurea. Dacă cineva ar lua să vadă ce se cheltuie în comunele
din România pentru școli și-ar pune mâinile în cap și ce nu se cheltuie și-ar pune mâinile și mai tare în cap, dar acesta este o chestiune de sistem și cum am conchis înainte, sistemul în domeniul acesta fură curent. Mult de tot. Mult, 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 mult. Să aveți o zi frumoasă, cele bune, să ne vedem sănătoși la următoarea emisiune.